implementarea în format CISA-PUG-ului. Suntem cu proiecte care țin de extinderea rețelelor de apă și canalizare în zona coada lacului sau cartier Plopu și Păgubeni, cu extinderea rețelei de iluminat la Valea Uzului. Iată proiecte care, repet, totalizează o sumă foarte mare, 79.277.000 lei doar la secțiunea A. Repet, peste 75% din acești bani sunt din buget, sunt dirijați spre investiții. Am să o rog pe doamna contabil șef să ne prezinte în sinteză câteva date, pentru că la partea de ședință pe comisie noi am dezvoltat aceste subiecte, dar te rog, doamna contabil șef, în format sinteză să ne prezinți câteva date. Da. Pentru bugetul de sursa A, la parte de venituri și cheltuieli, la venituri 92.008,24 lei, iar la cheltuieli 101.620,14 lei. Deficitul cu rezultat pentru bugetul local de 9.611,90 lei este susținut din excedentul anilor anteriori. Pe parte de funcționare, veniturile și cheltuielile sunt de 22.342,22 lei, iar pe dezvoltare, venituri 69.666,02 lei și cheltuieli 79.277,92 lei. Acestea sunt rezultă din veniturile pe subvenții din PNRR, Anghel Salini, iar la cheltuieli tot investițiile susținute pe aceste fonduri. În bugetul sursei E, adică autofinanțate, venituri din surse proprii. Menționez că bugetul total conține bugetele celor patru școli subordonate, școala Liceu Tehnologic, școala 2, școala Plopu, școala 3 și Clubul Sportiv Uzu Dărmănești. La sursa E, unde și școala 2 și Liceu Tehnologic are componențe la autofinanțate, veniturile totale pe bugetul local sunt de 1.550.000 de lei, iar cheltuielile 2.270.000 de lei. Deficitul de 720.000 de lei, acoperit tot din excedentul anilor anteriori. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc, doamna președintă, supuneți la vot. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Apelul nominal v-aș ruga noi, dacă se poate. Poftim. Apelul nominal la fiecare consilier. Din online. Din online, domnul Alexa, pentru, da? Da. Doamna Mirela Verdeș? Domnul Stănuleț? Pentru. Da, pentru, da. Domnul Chiper Gheorghiță? Doamna Iuliana Pop? Domnul Mihai Codfas? Pentru, ridicat mâna. Da, Iuliana Pop și cu Gheorghiță Chiper? Dă-le un bip acolo. Deci sunt pentru, că au spus sunt că nu au nicio treabă. Sunt conectați, da. Și... da. Deci cu unanimitate. 16 voturi pentru și acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 6 e diverse, dacă dorește cineva să se înscrie astfel. Dacă nu, mulțumesc. Declar închise ședințele, ședința ordinară. Ședința ordinară de astăzi. Mulțumesc. O zi bună și mulțumesc tuturor pentru participare.